Vremea se va încălzi în acest weekend la nivelul întregii țări. Sâmbătă și duminică în continuare va fi mai cald decât ar fi normal la începutul lui februarie. Cerul va fi temporar noros și trecător vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie. Sâmbătă în zonele joase din Oltenia, Muntenia și Moldova din nou va fi ceață, posibil persistentă și asociată trecător cu burniță. Vor fi condiții de polei, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade la Alexandria și Giurgiu. Ultima zi a săptămânii ne aduce primăvara tot mai aproape. Temperatura mai crește ușor, astfel vremea va deveni deosebit de caldă. Cerul va fi temporar noros, iar dimineața vor mai fi condiții de ceață. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 12 grade. În prima zi a săptămânii viitoare, vremea va deveni ușor mai caldă decât în mod obișnuit. Maximele termice se vor situa între 2 și 11 grade. Astfel, pentru luni la Bolintin, Mihăileș, Ghimpați, Hotarele și Izvoarele vom avea 10 grade Celsius, în timp ce la Comana și Giurgiu 11 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 19 km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 83%. Apele Dunării sunt în scădere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă fiind 93 centimetri.